Bună dimineața, miercuri astăzi și este 11 fără un sfert. Eu mă chinui în continuu să descarc vlogul pentru că vlogul are 50 de minute. E cel mai lung vlog pe care eu l-am făcut. Hai să-ți dau micul nostru dejun. Mâncăm așa câte un colăcele. Uitați cum s-au menținut dacă i-am lăsat în folia aceasta. Cu o cană de chefir. Rareș a zis că vrea să-i tai și chec. Așa că i-am tăiat. Eu cred că am să mănânc asta cu chefir și am să-mi fac o cafea pe care am să o iau la mine și am să mănânc și o felie de chec în drum spre țară pentru că plecăm. Chefirul știți deja, e acesta de la Lidl, care mie îmi place cel mai și cel mai mult. Chec. Hai să... Da, un colăcel. Hai să dau și ție, vrei? Ce frumos e! Noi am ieșit în cele din urmă, dar uitați cât de frumos e, ce colorat. Da, mergem la țară astăzi, nu știu exact ce facem, cum facem, este și nepoțelul nostru pe acolo. Vai, deci nu știu, e... Poftim? Aaa! Varul lui Tataia? Cine vine? S-a lipit o frunze pe școtele. Gabriela, îi zici Gabriel de acum. Pune tataie, ne vedem mai târziu. I don't think that you know I'm trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Why don't you stop pretend like this? Noi suntem în drum spre țară și m-am oprit. Deci e un spectacol de culori, efectiv, atât de frumos. Superb, m-am oprit ca să iau câteva cadre și mă duc, că Filip sigur vrea și el să coboare. Când eu mă cobor și el vrea să coboare. Popa! E superb! Este o veveriță acolo, copac, nu se mai vede. Dar nu se vede pe cameră la fel de frumos, oricum, ca în realitate, dar e o veveriță acolo, un copac. Am ajuns la căsuță. Și vrem să vă arătăm și ce am mai făcut la căsuță. Mă rog, rare și ce a făcut, că eu n-am mai venit de când am filmat ultima dată. Și vreau să vă arăt. Vă explică el mai bine ce a făcut. Hai, poți tu singur. Da, aici avem polistirenul. Care nici nu vi l-am arătat, nici măcar nu v-am arătat cum arată. Arată super interesant. Și îl avem aici în living momentan. Cutiile astea o să fie super bune să depozitez chestii în ele, pentru că sunt foarte mari. Ce vrei să scoți una? Da. Cam așa arată polistirenul pentru încălzirea în pardoseală. E super interesant. Arată foarte diferit așa de... Eu când mi-a zis de polistiren, îmi imaginam niște polistiren normal, dar nu, arată așa. Foarte interesant. Tati, și acum ce urmează după polistiren? Da. Da, noi o să facem încălzire în pardoseală și la parter și la etaj. Hai la etaj. Hai să mergem la etaj. Trebuie să mă urc un pic și în pod, să-mi caut niște haine. Să mai scot ceva și să urcăm tati astăzi în pod astea de aici. Urci tu sus? Urci sus? Poți să urci jos? Puiule. Ia să vedem. Ciao! Ce vede, ce ți urcă? Da, mami, hai. Am venit și la etaj. Aici e curent. Aici ai început. Stai grijă, te rog. Aici ai spart și ai pus astea, nu? Rareș aici a început să spargă. Gunoi, mami, da. Aici ai scos... Dejun,
jos și ca să pună polistirul fix, să nu urmească la focală. Dacă e roșu, trebuie să tai din placă. Da, 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 trebuie să faci. Așa am îngropat și vine placa fix în soc. Da, da, da. Da. Vai, 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 eu uitați cum arată geamul. Tati, eu când mă lăudam că mi-am șters geamul acasă. Da. Da. O să am geamuri de șters aici. Multe. Da, sincer, nici nu mai contează. Abia aștept să mă mut. Cam așa se vede de aici. Aici e un dormitor. Încă nu știm cum o să fie, că nu o să ne mutăm, ce o să fie. Nu. O să ne urcăm, dar nu acum în pod, da? Aici avem o baie și acolo cutiile cu jucării care nu știu de ce le-au pus rarici doar aici, nu le-am dus la locul lor. Să le ducem mai încolo. Hai, hai să cumpărăm. Și aici așteaptă, așteaptă. Aici e camera lui Filip. E camera lui mami? E camera ta, mami. Aici. Ce faci, dai tu cu mătura? Tati. Tata, hai, te lăsăm aici să faci curat, da? Nu mai. Gata? Hai în dormitor la mami și la tati aici. Aici. Aici iarăși ai multă treabă, nu? Da. Am spart aici ce-am tăiat. Uh-huh. Trebuie să treci pe aici. Eu am tăiat aici. Și aia de tăiat pe aici, până aici. Și gata. Mm-hmm. Și după aia despart toate chestiile astea așa. Da. Toate chestiile astea așa. Da, trebuie dat. Fie drept, așa frumos. Aici, iarăși. Uite, pufuleți. Cine mănâncă pufuleții aici? Pa. Da, și aici alte geamuri care trebuie să șterse. Tati, oare n-ar trebui să mă ștergem o dată până ne mutăm? Că văd că am așa niște chestii care eu știu și că ar trebui să le șterg o dată până mă mut. Ce anume? Da. Da, văd, nu știu, astea-s buburuze ce zboară pe aici? Anul trecut aveam o grămadă de buburuze aici. Ia uitați ce frumos vedeți de sus și toamna. Abia aștept să mă mut. Cred că am zis asta și o să o spun de 1000 de ori până mă mut. Deși o să fie nou și greu la început să mă adaptez, bineînțeles, pentru că sunt obișnuit acolo. Abia aștept. Nu știu, n-am cuvinte. Văd că mai văd așa pe aici, pe acolo, câte o buburuză. Ia uitați acolo, se vede o buburuză. Pe acolo sunt câteva... Dar nu ca anul trecut. Bine, poate încă nu. Ia uitați. Au început să apară deja. Au început să apară, tati. Acum a venit și Bicu. Ce faci, Ricky? Hei, ce faci? O plecat cățelul. Nu mai ai, nu te mai chinuie? Nu vrei să te ridici de acolo? Stai bine. Stai lângă Ricky, uite Ricky cum doarme. Nani. Faci tu nani ca Ricky? Hai urcă! Hai să cazi. Să zice de ce nu dat acolo. Cum acum nu? Ah, deci nu, v-ales. Hai, Ricky! Să zic că e la treaba lui. Faci mai legi, da? Faci treaba, da? Hai, Ricky! Să zic, papa? Cu bolidul lui. Hai cu Bicu. Hai să mergem la pădure, la bar. Da, uite la bolidul. Plecați deja? Da. Hai și tu? Hai.
poziționăm aici. Haide, de ce ții? Aș! Mai, lasă-mă! Hai, dă-și cealaltă mânuță. Cum? Ți-s bune? Da, mami, nu ți-s un pic amar? Da. Și așa, mami? Amica! Cred că vine să ai să-ți fac tot, să ai venit. Da, hai, să punem mânuși. Da, să vină Sana. La el sau la aici, acolo, pe ce poftim? Am venit cu Bica să scoatem morcovul. Filip, uite, hai că mami îl rupe. Dar stai să vedem, dacă pot cu o mână. Amica, amor! Așa, facem treabă? Iei de aici de la mama. Și dai cu Poți tu? Amica, mopo. Da, hai că mami alege și Didi pune acolo de la Bica, da? Da. Ha. Bica, mama. Îi pun eu. Trebuie să-l rupă, mami. Hai, mănuși. Lucrezi cu mănuși. Hai să văd, s-a trezit Darius. Hai, adu-l la mami, hai. Vezi, vezi, ai grijă, îl bagi în morcov. Până dimineața. Ce-ai acolo, Darius? Câte ore ai dormit? Până dimineața. Ce faci, Darius? Încet, mami, încet. Ce faci, Darius? Bună dimineața! Ce faci? Nu poți? Hai să te ajut, Iana. Tu alegi care e mic și care e mare. Îl sortezi? Da, ăla-i mic. Mare. Acolo-i Darius care s-a trezit, pe care l-a trezit Filip. Peste tot trebuie să pui tu mâna, nu? Hai să mergem la Bica, vin încoace. Hai să o botăm pe Bica. S-a rupt hârlețul și mergem să vedem ce și cum. Uite așa. Hai să-i faci bau, Anei. Du-te și fă bau. Du-te, că nu se așteaptă să vii. Pe aici, pe aici, pe aici. Du-te și zi, bă! Așa neagră a venit aici. Hai să mergem. Ana, noi plecăm, tu rămâi și tot mă strânată. Ție, Elina, ce mai este de făcut? Darius, tu? Pa! Pa! Buburuză! Buburuză, buburuză! Dar nu știu dacă vedeți voi, nu cred că se vede. Câte gâze! Nu cred că se vede. Plin, plin, plin de gâzuțe mici. Am terminat cu morcovul, am scos și un pic de păstârnac. Și acum mergem să... Eu mă vreau să mă urc un pic sus.
în pod. Vreau să mă uit de niște haine. Mă urc pe acolo, da? De niște hăinuțe pe care nu le-am găsit anul ăsta și vreau să le scot, să le folosesc. E foarte frumos afară și cald, dar vreau să mă duc pe la tata, că am covorul la ei și să mi-l spăl. Vreau să-l pun luna viitoare. Așa că vreau să mi-l spăl, cât mai e cald acum. Să se usuce astăzi, chiar e foarte bine și cald. Mâine mai e cald. Mai bine se usuc mâine. Da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Darius! Este 4 aproape ceasul și noi ne grăbim să plecăm. Vreau să merg un pic la pădure, să vedem pădurea. Am înțeles că e foarte frumoasă. Și să merg la tata să-mi spăl covorul ca să se usuce astăzi, mâine. Și apoi mergem acasă pentru că avem... Am sunat să vină la centrală, să ne verifice centrala. Nu știu cum să stau. Nu am lumină bună, așa. Uite așa, nu te mai vezi tu, Darius, mic. Pe Filip l-a înțepat o viespe. Vii să-ți arăți? Unde? Hai să-mi arăți. Vii? L-a înțepat o viespe de ochișor, acolo, aproape lângă ochișor. Hai, urcă-te. Ia uite-te la mami. Of, și ți-a umflat un pic. Te-a durut? L-a durut, tati. Și am aici un piticot mic care s-a trezit și e mufturos, nu-i așa, Darius? Este un pic mufturos. De fapt, cred că trebuie să doarmă iar de când s-a trezit. Am terminat cu morcov. Mă duc și eu să-mi iau niște păstârnac și un pic de morcov. Ești tu la păduri un pic la plimbare, Darius? Îți aduce și ție măr să papi. Îți aduce mami măr? Îți dă să papi? Am venit în solar să vedem dacă mai găsim roșii, dar nu mai sunt. Uite, tata, aici o roșie. Nu mai sunt. Uite că aici mai avem. Dar numai că s-au stricat. Nu mai sunt. Gata. Cam astea au fost roșiile. Uite, tati. Dacă era solarul mai bun, mai rău. Da, dar e stricat și nu... La anul o să fie mai bun, tati. Cam asta a fost cu roșiile. Roșii mai sunt, dar nu mai sunt. Nu se mai coc. Dacă ar fi cald, cum e astăzi? Da. Da, da, dar nu cum a fost. Ție acolo, mami. Da, mami, sunt mai multe acolo. Ia uite-te la mami să te văd. Ia uite-te la mamica. Se vede, cred că, unde l-a înțepat, iubitule. L-a înțepat o viespe. Ce e acolo? A căzut, da. Nu te mai băga acolo. Hai să ieșim noi. Hai să ieșim să culegem flori. Hai să culegem niște flori. Mergi? Hai. Roșii. Hai, gata. Hai că vine și tati. Hai. Uite-ți, Elena. Ce mare e. Cât o biserică. Dar ce faci cu el, băi? Sunt cap în varza ta. Hai, stai, să nu... Stai, încet, încet, încet. Hai să ne arate bunicul. Da, mamă, ce era și eu. Da, e foarte frumoasă, mare. Dar și varza. Da. Da, 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 aici varză. Da, da, foarte faină. Ce mare e. Foarte frumoasă. Asta e mai mică? Da, dar mi-e crește, dar acum da. Cum ai făcut? Dar nu te doare unde te începa viespea? Nu te mai doare? I don't think that you know I'm trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Why don't you stop pretend like this is what we planned? I can see the end is coming down. And if I don't look back, will you let me get away? If I turn my back and walk, will you stay? Hai, dă pe covor, mami. Am venit să spălăm covorul. Mami,
ajută! Gata, ne-am spălat covorul. Aici băieții mănâncă, ce mâncați voi? E dat și la pisică, pufulete. Da-l pe la gata. Ia, dă-i el lui. E, vezi, papă? Da, am spălat, am să vedem unde îl punem. Îl punem aici, undeva la uscat. Mâine se anunță o zi călduroasă, așa că sperăm să se și usuce, ca să-l avem curat, să-l pun. Nu știu dacă îl pune apărat, dar să fie corect, că după nu se mai usucă el. Noi am ajuns acasă, am pus aici cumpărăturile, mă apuc rapid să gătesc ceva. Așteptăm să vină domnul de la centrală să vedem care-i treaba, ce și cum o să putem să rezolvăm sau nu o să rezolvăm. Dar vreau să mă apuc să gătesc rapid ceva, că vreau să-i dau lui Filip să mănânce, să-l pregătesc de somn. I-am luat așa iaurt, noi vrem să facem cumpărături, nu mai avem în casă mai multe lucruri. Am făcut o listă, dar nu acum. Mai peste câteva zile așteptăm să... Vreau să și filmez un clip separat atunci, dar așteptăm momentul să facem cumpărăturile. Momentan mai avem, am mai tot alimentat așa, dar vreau să mai cumpăr anumite alimente și balsam de rufe. În fine, o să vă arăt eu atunci. Am intrat și am luat niște pulpe de pui. Vreau să fac acum, le pun să le fierb repede, după care le-aș băga la cuptor câteva minute, dar să vedem dacă mai pornesc cuptorul. Pentru că cuptorul momentan are o grămadă de chestii pe el, pentru că le-am luat de aici, de la bucătărie. Și o să vedem. Da, pizza, da. Am luat o rulă de cașcaval, era în ofertă, 5 lei și ceva, nu mai am bonul, nici nu știu unde e. Rare și-a luat așa o salată cu icre, de crab. Niște fasole verde, eu aș vrut dintre aceea, pe asta e lungă, asta e tăiată, dar nu contează, e foarte bună și asta. Îmi place mult fasole verde de la ei. Am să fac la abur și niște brocoli am să scot să fac. O baghetă și o franzelă. Și asta am cumpărat. O să fierb pulpele și vedem. Dacă nu mai pornesc cuptorul, că nu prea aș mai vrea. Adică vreau să fie cât de cât ordine când vine omul care o să vină la noi, la central. Nu vreau să găsească dezastru. Am să le fierb și apoi am să le pun într-o tigaie să le rumenesc un pic. Iar fasole verde și brocoli doar le... Le fac la aburi cu sare și cu puțin unt. Foarte bune, simple. Și am să mai fac un sos de usturoi cu iaurt grecesc. Era să-mi cad aici. Da. Mi-am adus și flori foarte drăguțe. Iar aici mi-am adus păstârnac și morcov. Am să mă duc să le duc pe balcon. Da, pentru supă, pentru piure. Mie îmi place să fac și piure, să pun păstârnac. Și e așa de frumos. Uitați cât de frumos e păstârnacul. Arată așa de bine și, nu știu, eu sunt super mândră așa când, adică și ideea aceasta că le scoți de la tine din grădină și le pui, sau că faci zacuscă, faci dulceață și le ai pe toate acolo în cămara ta și le ai pe toate acolo de tine scoase și puse în grădină. Și mi-am adus și un bostănel, l-am luat din grădină, e bostănel dintre acela. Ce, Darius? Așa face Darius? Ne-am ajuns acasă, ne-am apucat să facem să mâncăm. Nu avem centrală, așteptăm să vină domnul să ne-o repare, să vedem care-i treaba. Da, trebuie să mă duc să-l spăl un pic pe Filip, să-l pregătesc de nani, să-l schimb. Cum plânge Darius? Și tu cum plângi? Și Darius cum? Cum plâng bebelușii, ia? Și copiii mai mari cum? Am pus cărnița la fiert, am pus să fac și câte o cană de ceai, nu știu cum să stau așa, îmi cer scuze pentru ce am aici. Da, m-am speriat. Filip e agitat, este 7:30, minim jumătate de oră ar trebui să-l mai ținem, numai bine o să fie mâncarea gata că imediat se face. Să-i dau să mănânce și să-l culcă, e foarte agitat, adică e așa, nu prea ai cu cine te înțelege. Și toată după amiază a fost agitat. După cum am spus, la înțepat o albină, o viespe, fix aici, așa la înțepat. Ne pregăteam să plecăm să mai scoatem o tură de morcovi. Hai, vină la mami, vii?
și l-a înțepat o viespe. Am văzut-o, n-am apucat să o luăm, că el deja a început să facă așa cu mâinile și a presat-o acolo și normal că l-a mușcat, nu știu ce. Hai să voi să spui de viespe. Vii să povestești de viespe? Hai să povestești de viespe. Da. Pa, mami, ciao. Am pus să fac un ceai, câte o cană de ceai, părul meu s-a desfăcut. Mi-am pierdut și elasticul, nu știu pe unde l-am pierdut, prin Lidl, cred. Da, nu știu ce am vrut să vă mai spun, că am vrut să vă mai spun ceva, dar am uitat. Mi-am uitat ideea. Am spălat ouăle. Eu ouăle pe care le aducem de la țară și cele cumpărate de obicei, dar mai ales astea de la țară, care, na, vin ele cum vin. Le spăl cu detergent de vase și le pun așa pe prosopel, le degresez și le curăț bine, nu le pun așa în frigider. Și le-am pus aici pe un prosopel la bucătărie să se usuce și după asta le pun în frigider. Cina noastră este gata, fasole, am fiert-o și n-am mai pus niciun, am pus doar un pic de sare peste, pulpițele de pui, sos de usturoi pe care l-am făcut cu 2 căței de usturoi, un pic de sare și un iaurt grecesc și aceasta este cina noastră. Mâncăm, spăl vasele la bucătărie, mă rog, o să-l culc pe Filip și după mă apuc și eu mai devreme astăzi să editez. L-am culcat pe Filip, a dormit super repede. Și am pus aici lui Rareș niște chec să mă duc să-i duc. Așa arată checul făcut aseară, arată super bine și e foarte bun. Și am făcut și o cană de ceai. Și pentru mine mi-am făcut o cană de ceai. Am mai băut încă una, dar e foarte bun și e bun așa cald. Mă duc să-i le duc și mă apuc să spăl vasele eu. Este ora 1. Fac încheierea vlogului acum aici pentru că m-am apucat să editez vlogul. Filip a dormit, doarme de multe ore, dar s-a trezit de foarte multe ori pentru că așa face el când nu doarme la amiază, nu e foarte obosit și nu poate să doarmă. Dar acum a dormit în cele din urmă și doarme destul de bine. Așa că mă apuc să editez, am spălat vasele. Și mă apuc să editez. V-am pupat cu mare drag, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut deja asta. Și vă aștept în vlogul următor. I don't think that you know I'm trying hard to show.